studio, știrile de la ora 4. Bun venit la știri, nu port pantaloni. Astăzi, Games for Windows Live va fi închis. Steve Ballmer va părăsi Microsoft, iar ca să nu fie totul despre Microsoft, alte lucruri, dar mai întâi... <fie> Gamescom se află în desfășurare în acest moment, iar numeroase vești interesante au fost anunțate, precum un expansion pentru Diablo 3, ce nu va elimina casa de licitații, un expansion pentru XCOM, ce va adăuga cratima și multe altele, dar cel mai important eveniment nu a fost o știre sau un anunț, și o declarație dată de Andrew House la conferința de presă Sony. O declarație pe care o vom prezenta acum într-un segment nou numit Don Matrick aplaudă și zâmbește de parcă tocmai ar fi pierdut o cursă, dar trebuie să pară bucuros pentru cel care a câștigat. And while others have shifted their message and changed their story, We were consistent in maintaining policies and a model that is fair and in tune with consumer desires. Microsoft a răspuns mai târziu la aluziile lui House spunând că dialogul pe care îl au cu comunitatea este un lucru grozav, pe care anumite persoane încearcă să-l transforme în ceva rău iar modul în care poți intra într-o cameră spune Xbox On, iar consola îți va încărca automat profilul, este cu adevărat magie! Care dialog vă întrebați? Desigur, cel care nu exista până când Microsoft și-a dat seama că nu cumpăra nimeni consola și-au inversat treptat cu multă dramă fiecare decizie anunțată anterior. Aproape de parcă ar fi stat cu degetele înfipte în urechi, urlând la 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 la, iar apoi au realizat că toată lumea era alături la petrecerea celor care aveau mâncare, băuturi și n-au pus la ușă un câine turbat. Games for Windows Live, serviciul de. Ei bine, nu știm cu siguranță ce funcție servește. Echipa noastră de specialiști speculând că a fost inițial realizat ca un instrument de tortură în Corea de Nord. Games for Windows Live va fi închis în luna iulie anul viitor. Vestea a venit ca un fulger și a dispărut la fel de rapid, dar apoi a fost confirmată de către Microsoft. Și sunt informat acum că avem o înregistrare cu reacția publicului la auzirea acestui eveniment. <gână> Compania, evident, a realizat că absolut nimeni nu vroia Games for Windows Live și nici măcar cei care îl integrau în jocuri nu îl suportau, așa că au decis să-l omoare în timp ce lucrează la un înlocuitor, ce poate că nu va fi complet oribil. Asta, desigur, înseamnă că jocurile voastre ce folosesc Games for Windows Live vor pierde funcționalitatea online acea funcționalitate online care oricum nu prea funcționa, deoarece folosea Games for Windows Live. Steve Ballmer, omul pentru evitarea cărui concediere Bill Gates a părăsit Microsoft, anunță că va pleca de la Microsoft. Acesta va părăsi poziția sa de CEO în următoarele 12 luni, înlocuitorul său nefiind stabilit încă. Compania promite că vom începe să vedem schimbări însemnate în operațiunile sale la scurt timp după plecarea sa. Posibil sub forma unui număr mai mic de sacrificii către zeul întunecat, Hinenui Tepo. Sub tutelajul lui Balmer, Microsoft a reușit să atingă noi culmi ale succesului, precum Windows 8, despre care lumea tot spune că a omorât PC-ul. Tableta Microsoft Surface și-a generat aproape un miliard de dolari în daune numai din cauza stocului nevândut. Și Xbox One 180, rostirea cărui nume, este acum însoțită de propriul său efect audio de râs. Nu se știe exact ce are de gând să facă Balmer acum, dar fiind un miliardar excentric, ne așteptăm ca piața fortăreților insulare ascunse în vulcani activi să devină foarte competitivă anul viitor. O speculație ceva mai plauzibilă este cea că îi se va alătura lui Don Matrick la Zinga. Don?! lui Don îi place ideea! Gamescom, desigur, a fost gazda mai multor evenimente ce nu au avut legătură cu Microsoft. Nu au fost multe, nu au fost din calea afară de interesante, motiv pentru care vom testa un nou format pentru dezvăluirea lor, și anume, o reacție la viu din partea publicului. Să începem! Rise va avea microtransacții! <laughs> Dungeon Keeper devine un joc de Tower Defense pentru mobile. The Elder Scrolls Online va avea o taxă lunară și microtransacții. Electronic Arts anunță un TBS la care poți face armate din eroi și monștri numit Heroes of Dragon Age. Nu! Nu! Rău! E un singur Heroes TBS și nu ești tu! Punem punct aici aceste ediții. Ne revedem la ora 5 cu mai multe știri și pantaloni. După reclame. O uia a publicat o reclamă ce implica foarte multă vomă ce a fost dată jos în timp record. Motivul? Nu făceau decât să experimenteze și au avut nevoie de puțin feedback. În realitatea? Și-au dat seama în secunda în care au publicat reclama că era o tâmpenie colosală. <fie>